Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Cu toții visăm să avem niște relații perfecte. Visăm la acele relații de cuplu pe care le vedem în filmele de Hollywood. Visăm la o armonie extraordinară. Visăm la lipsă de conflicte, la o lipsă de orgolii. Visăm ca partenerul sau partenera efectiv să ne înțeleagă înainte ca noi să rostim acele lucruri pe care ne dorim. Visăm la relația perfectă. Însă relația perfectă nu există. Există o muncă asiduă, există o asumare a lucrurilor bune și a lucrurilor rele și există dorința de a face ca relația să funcționeze mai bine. De multe ori ne văităm că partenerul nostru sau partenera nu este așa cum trebuie, că facem lucruri care nu au noimă, că ne rănește, că nu este suficient de atent sau atentă la nevoile noastre și tot așa. Însă ce ne dăm noi seama este că o mare parte din relații, aș putea să spun că majoritatea relațiilor defectuoase, se întâmplă tocmai din vina unuia dintre parteneri, aceia care judecă. Și de aceea acest video este dedicat următorului subiect și anume nu îți mai judeca partenerul. Ne place să ne plângem de cele mai multe ori, ne place să aducem partenerului sau partenerii tot felul de atribute negative care ne fac să nu ne simțim bine, atribute negative care vin cumva să ne scoată pe noi în lumină, să ne facă să părem niște îngerași, iar partenerul sau partenera să fie de partea demonică a acestei relații, persoana nouă. Persoana care strică bunul mers a relației și care nu construiește nimic. Întotdeauna la începutul relațiilor noi dăm tot ceea ce avem mai bun și cumva ne abținem cumva să ne arătăm umbra de fiecare dată și asta este o greșeală despre care noi am mai discutat în trecut, în care spuneam clar că o relație trebuie să vină cu autenticitate. Atunci când nu ești autentic de la început, pe măsură ce timpul trece, nu vei putea să-ți mai ascunzi adevărata față, adevărata natură, adevăratele reacții pe care le poți avea în anumite impasuri și după aia lucrurile încep să se strice, pentru că se aud acele cuvinte, dar nu ești persoana cu care m-am căsătorit, nu ești persoana pe care am cunoscut-o. Acum 2 ani nu te comportai așa în astfel de situații și de aici, bineînțeles, că începe râca foarte mare. Gândiți-vă la relație ca la o sferă de lumină, pentru că atunci când intri într-o relație, tu formezi un câmp energetic cu partenerul sau partenera, câmp energetic care trebuie întreținut. Este ca și cum îți îngrijești casa în fiecare zi, cum ai grijă să fie curată, cum ștergi geamurile să fie luminoasă, cum dai cu parfum să miroasă frumos, cum speli așternuturile tocmai ca somnul să fie liniștit și în condiții optime, așa trebuie să fie și într-o relație. Acea sferă trebuie să fie curată permanent și să nu lăsați să intre tot felul de turbulențe negative, de energii negative, care, cum spuneam mai devreme, în principal sunt aduse de unul dintre parteneri. Atunci când tu îți judeci partenerul, atunci când îți bârfești partenerul cu prietenii sau prietenii tale, spunând ce persoană odioasă este, ce om de nimic, ce om egoist, tu îți ataci propriul câmp energetic. Acel câmp energetic comun de care vă vorbesc, pentru că tu nu mai ai un câmp separat în totalitate, ci câmpurile partenerilor se vor uni și vor crea această sferă. Deci tu, cu mâna ta, să spunem, aduci gunoi în acea sferă și bineînțeles că atunci apare nefericirea, apare frustrarea, apar tot felul de discuții inutile și o lipsă de apropiere în relația respectivă. Te vei întreba mereu și vei da vina pe celălalt, pentru că este mult mai simplu să dai vina pe celălalt, fără să te gândești că toate gândurile și toate vorbele pe care tu le spui altora despre partenerul tău sau chiar îi spui în față că nu este bun de nimic, că nu face ce trebuie, că niciodată nu reușești să te bazezi pe el, că nu ajunge la timp, că întârzie, că nu vorbește cu oamenii din jur și tot așa, toate aceste lucruri sunt niște atacuri la sfera voastră de cuplu, adică la relația voastră de cuplu. Și nu ai cum să vrei ca acea relație să fie una armonioasă, să evolueze frumos, să se desfășoare în parametrii optimi dacă tu vii cu acest gunoi în sfera ta. Este fix ca și cum gunoiul pe care tu îl arunci din casă, de fapt îl strângi undeva într-un colț în casă și începe să strice, să miroasă și bineînțeles că de acolo, metaforic vorbind, se împute și relația. Nu îl mai judeca pe cel de lângă tine, mai ales dacă ai ales să stai alături
de el, ai ales să te căsătorești cu el, ai ales să ai o relație cu el, pentru că nu face altceva decât să strici și mai mult relația. Creezi niște dizarmonii la nivel energetic, niște dizarmonii care cu greu mai pot fi apoi curățate, pentru că odată ce se întâmplă acest lucru, deja lucrurile încep să se piardă. Apare distanțarea, apare lipsa de comunicare, apare frustrarea, apare ego-ul, apar tot felul de discuții nebenefice care vor face ca cei doi parteneri să se îndepărteze din ce în ce mai mult și până la urmă se despart. Sau dacă nu se despart, vor rămâne în acest nucleu toxic, în această sferă a relației lor extrem de toxică, care fără dar și poate nu va aduce niciun beneficiu. Din contră, viața va deveni din ce în ce mai grea, fie că ești într-o relație, fie că ești nu. Și aici nu vorbim despre relații karmice sau relații non-karmice, vorbim despre ceea ce faci tu cu mâna ta. Cum se spune, ce faci cu mâna ta se numește lucru manual. Bineînțeles că de-a lungul vieții apar situații în care ajungem să ne supărăm pe partener sau parteneră, dar sunt absolut normale. Așa ne cunoaștem mai bine, așa vedem cum reacționăm în anumite situații limite, așa vedem de fapt și umbra persoanei respective și de acolo putem să modelăm. Putem să ne oglindim, să vedem dacă reacția lui cumva a fost provocată de ceea ce nu facem noi sau facem noi. Cerem celuilalt, dar noi nu oferim. Oferă și vezi dacă ți se oferă. Dacă nu ți se oferă, nu ți se oferă, clar este o problemă. Dar repet, nu mai judeca, nu mai bârfi și nu îți mai cretine ca partenerul sau partenera, pentru că de aici pornesc principalele probleme. Întotdeauna această sferă, cum spune a relației, trebuie îngrijită. Și există o metodă destul de simplă prin care putem să îngrijim această sferă a relației. Cei care vă știți cu musca pe căciulă sau cei cărora vă mai ies pe gură anumite cuvinte despre partener sau parteneră la oameni din jurul vostru, este bine să conștientizați și să acționați pentru a regla aceste dezechilibre, pentru a curăța acea sferă. Imaginați-vă că atunci când aveți problemă, sfera aceasta devine o sferă de culoare gri închis, care uneori chiar poate duce spre negru. Efectiv, vă imaginați și cu ajutorul imaginației și al palmelor, vă imaginați că trimiteți lumină către acea sferă. Trimiteți lumină până când sfera devine fie albă, fie devine roz. Faceți acest lucru în fiecare zi, dacă vă încurați cu astfel de probleme, posibil să nu vă iasă din prima ca și culoarea să se deschidă, însă continuați și vă garantez 100% că în momentul în care voi, cu energia voastră, ați curățat acea sferă și relația la nivel pământean, la nivel uman dintre voi doi, va fi una mult mai bună. O altă tehnică, tot prin această curățare a sferii, este să aprindem lumânări de culoare roșie. Da, veți aprinde 3 lumânări de culoare roșie și efectiv vă imaginați că puneți sfera deasupra acelor lumânări. Această sferă de culoare închisă, încărcată cu tot felul de lucruri negative, și vă imaginați cum lumânările respective vor arde tot ceea ce este nebenefic din acea sferă până din nou ea devine o sferă de culoare deschisă, un alb, al luminos sau o culoare roz, roz deschis. Asta înseamnă că sfera cuplului vostru funcționează foarte bine. Bineînțeles că vor exista certuri. Bineînțeles că vor exista conflicte, bineînțeles că vor exista orgolii în orice fel de relație. Important este ca noi să le conștientizăm și să înțelegem că atunci când criticăm, când bârfim, când îl desconsiderăm pe cel sau pe cea de lângă noi, nu facem altceva decât să ne atacăm și pe noi înșine. Pentru că voi sunteți un tot. Fiind un tot, ceea ce tu emiți negativ asupra acelui tot te va afecta și pe tine. Te vei simți și mai nefericit, și mai supărat, și mai gol, și mai depresiv și tot așa. Sunt niște tehnici foarte simple pe care le puteți face. Folosiți-vă imaginația, conștientizați-vă greșeala dacă faci aceste lucruri și folosiți acest remediu pe care vi l-am dat, un remediu foarte simplu, un remediu ale căror rezultate le veți vedea destul de rapid. Dacă v-a plăcut acest video, am să vă rog să dați un share și bineînțeles un subscribe al meu de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Data viitoare, vă doresc să fiți fericiți! La revedere!